cum va primi vestea Olivia. Bună, iubita! Iubirea, mai venit! Te pup! Ce împățișoară asta? Ce s-a întâmplat? Că mă îmbrățișez un pic, am ciudat. Trebuie să vorbim ceva. Mi s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat, Ialo? Zi! Mai nu știu cum să-mi spun, dar... am făcut un accident. Ce-ai făcut? Ești tu? Nu, slavă Domnului, sunt ok, sunt bine, sunt sănătos și eu și persoana cealaltă. Ce accident? Cu ce cu mașina? Mașina e șifonată rău de tot. Bă, din când e să-ți vină ziua aia neagră și omul negru... Stai, bine, cum ai făcut accident? Am intrat într-unul, pur și simplu, am intrat într-unul. M-am și nimerit să-l caut, l-am căutat până l-am găsit pe ăla, unul, că era cât mașina de mare. Era un mare interlop și... Păi și mașina noastră cum e? Două, doamne, iartă-mă de mașină. Problema e că ăla foarte mare, mult, m-a amenințat. Mai am și asigurarea RCA-ul ăsta de la mașină la o firmă care ăștia au dat faliment acum. Și recuperează ăla foarte greu banii. Ce băi, una peste alta, interopul ăla m-a amenințat. Mi-a zis că... Cum te-a amenințat? Da, l-a lovit așa de rău? Nu poți să-i dai asigurarea? Nu a vrut asigurarea. Mi-a zis că dacă nu-i dau 10.000 de euro, vine peste noi. În două săptămâni. În două săptămâni trebuie să strângem banii. 10.000 de euro. Bine, dar ce mașină avea? Uite că ți-arăt ce mașină avea. Hai că am făcut și niște poze. Ar fi putut să sune la poliție, cum era normal. Dar la cum îl știu... Probabil Sorin s-a speriat foarte tare. Poate că am părut un papagal speriat în fața Oliviei, dar nu mai eu știu prin ce am trecut. Mamă, nu mă mai așteptam la asta. Da, cum mai crezi că eu mă așteptam? Uite. Dar nu înțeleg, din vina cui? De ce n-ai chemat poliția? Nu am fost de vină. Chemam poliția, m-am și pierdut, ce să zic? Când a venit mai matahala la peste mine și îmi lua și permisul în poliția, nu mai m-am gândit la nimic. Nu știu ce a fost în capul meu. Ideea e că... Vai de capul meu. N-a vrut să facă amiabilă, n-a vrut hârtiile alea. Nu? Și mi-a zis foarte clar, 10.000 de euro în două săptămâni dacă nu vin peste tine și te iau pe sus. Ce facem? Eu nu înțeleg peste cine ai dat tu de are reacția asta. Nu știu, dacă că l-ai fi văzut... prin asigurare, își lua banii mai târziu, dar și-l lua, trebuia să chem poliția, să lua permisul și asta era. N-a vrut. Deci nu a vrut. Ce să fac? M-am pierdut. M-am ținut și eu tare cât am putut în fața lui, dar sincer să fiu, mi-e foarte teamă, adică... Păi și crezi că face care... ceva? Poate doar a zis așa să te sperie, iubire. Păi, iubita, nu face doar sperietură, că dacă l-ai fi văzut, nu, și tu te speriei. Ce facem acum? Că n-am făcut acte, n-am făcut nimic, mă și leagă ăștia, mai bine dăm banii, facem într-un fel, nu știu, să ne împrumutăm. Eu m-am interesat pe la bancă, pe undeva, dar nu-ți dă nimeni banii ăștia imediat, chiar dacă faci vreun împrumut. Durează și până de unde apă. Facem noi 10.000 de euro în cât n-avem... ai zis? Două săptămâni? Două săptămâni. N-avem de unde să împrumutăm, de la cine? Păi știi că noi ne-am descurcat tot timpul singur, nu ne-a ajutat nimeni. De unde să împrumutăm? 10.000 de euro, nu sunt 500. Da. Și în două săptămâni. Eu m-am gândit poate... acum la o variantă, dar nu... sper să fii tu de acord. Dacă ai o variantă, zi, dacă putem să rezolvăm. Singurul lucru pe care putem să-l facem, să vindem casa, să o punem la un preț mai mic, să o punem pe anunțuri, să o punem undeva, să o vadă lumea repede și să o dăm și... Cum să vindem casa? Ce ai? Și ce vrei? Crede-mă că mi-aș... Nu, n-aș putea să trăiesc cu gândul ca tu să pățiști ceva, nu-ți dai seama? Deci eu nu pot să mai facem orice. Am muncit pentru casa asta, sunt de acord cu tine. Și casa noastră nu face doar 10.000 de euro. Dar nu dăm cu 10.000, o dăm cu mai mult, dar cu mai puțin decât face și strângem noi banii și punem la loc și facem alta. Poate mai frumoasă decât asta. După ce că l-am refuzat categoric în discuția despre copil, nu pot să nu-i fiu alături acum. Până la urmă despre asta e vorba într-o familie. Alături și la bine și la greu. Am să fac un anunț la ziar și am să postez pe internet un mesaj că vindem casa, poate la un preț mai mic. Tu știi că sunt alături de tine în orice, că n-am dau seama că doar n-ai vrut, Doamne ferește, așa ceva, dar chiar să vindem casa, poate reușești cumva să ajungi cu el la o înțelegere. Să vină peste noi în casă? Să vină peste tine să te ia, să te sechestreze, să... Doamne, iartă-mă, ce știi ce pățești? Pentru ce? Pentru 10.000? Hai să facem asta. Fii alături de mine. Hai să facem asta. Hai să facem asta, să scăpăm de necazul ăsta și...
Of, Doamne, și când ne-am chinuit. Hai, te rog eu, te rog eu, te rog. Dacă va fi nevoie, o vindem și asta. Sunt lângă tine orice ar fi. Olivia este alături de Sorin trup și suflet, deși ideea de a vinde casa nu o încântă deloc și, pe bună dreptate, mizerabil felul în care Nicu alege să câștige bani și, bineînțeles, că Alina, fiind și ea de o factură îndoielnică, nu se lasă mai prejos. Ovidiu! Andrei! Băieții mei iubiți! Da, mamă, ce? Ce faceți? În general, bine. Tu? Uite, eu... Ce faci? Eu și mai bine. De ce? Ce? Ai câștigat la loto? Mai am puțin și... Ne mai iau acasă. Auzi? Zi. Ce? Dacă ar fi să vă doriți voi așa ceva, da, așa, cu ardoare. Așa. Ce v-ați dori? Așa. Având în vedere că sunt în școală de șoferi, mi-aș dori o mașină. Dar tu vrei mașină, mă, eu vreau o navă spațială. Vreau și o mașină. Știi că și eu aș vrea o mașină nouă. A? Așa una mai sport, auzi, mai fain. Hai să zic ceva. Mama a câștigat la loto, mă. Auzi? Le zic. Parcă și aș vrea una. Cred că ne permitem să ne luăm toți. Cum să ne permitem? Ce? Ne permite, zic. Adică? Dacă vă zic ceva, rămâneți mască. Hai, zi. Recunoașteți căsuța asta? Recunoașteți? Ia, vină. Ia, vedeți. Mă, cât tu pe o să ai să-ți vinzi casa fără să ne spui și nouă? Cât tu pe o să ai? Păi dacă nici eu nu știu să pun problema, Sorinele, toți banii tăi o să-ți iau. Băi, ești nebun. Asta e casa lui tata. Da, vezi că aveți și voi drepturi acolo. Asta e casa lui tata, mă, uite bucătăria, asta e bucătăria lui tata. Uite, Liviu. Ia. Băi, frate, băi. Domnule, asta e casa lui tata. Da. Ia, uitați aici. Așa, și ce e cu ea? Ce e cu ea? La vânzare. Ce? La vânzare. Cum adică a pus-o omul la vânzare. Voi știați de chestia asta ceva? Casa a pus-o... La uite, mă, uite mai pe net, uite ce naibii, pe bune. Deci, casa lui Sorinel e la vânzare. Da? Nu știu ce o mai avea de gând. Ce are, mă, ce o mai fi băgat aia în cap să mai facă? Poate vrea să-și ia una mai mare. Poate vrea să se mute din țară. Poate vrea să-și facă mai, alt copil. Casa lui tata, uite-te aici, e casa poate, lui tata. Gen, nu știu, le urez succes copiilor. Altfel, dacă intervin eu, e mai nașpa. Că eu nu știu de vorbă bună. Mă, eu rămân măscă. Uite ce stau și eu liniștită la cafea și bine, uite peste bine, ce ne dau. Calmăm, ne calmăm, ne calmăm. Okay. Tata vinde casa, bine. Ce urmează? Păi, eu ce zic, aveți și voi dreptul acolo, a? Andrei, tu că ești mai înțepat, ce zici? Ce-ai, mă, și tu? Hai la el. Cum adică ce-ai? Mă, și tu. Stai, mă. Băi, tu... Stai, calmează-te un pic să facem frumos. Stai, mă, acolo jos, ce-ai și tu? Te duci la el să ce? Ce faci tu? Bă, tu nu-ți dorești mașina? Ce faci la el? Nu-ți dorești mașina? Eu mi-o doresc. Cu mașina aia, eu mi-o doresc, frate. Nu l-am văzut, ori vii cu mine, ori plec singur. Bă, nu l-am văzut, tata. Așa, bă. Vii cu mine sau plec singur, frate. Băi, omule, nu l-ai văzut pe tata de atâta timp? Te duci la el, ce faci? Cioc, vreau bani, nu? Da, tocmai. Cum adică tu-ți vinzi casa și drepturile noastre noi? Ai cui suntem? Bă, dar cum te duci așa la el? Ai cui suntem noi? A? Ai lui. Păi și atunci casa asta nu vă aveți și voi drept? E și al tău, frate. E și al tău. Da, mă, bine, și mai zici și eu pe acolo. Stai, gândiți-vă un pic, o strategie, ceva, te duci la o mașină. Ce strategie vrei? Mergem la el direct. Cât timp n-a fost lângă noi, nu? A fost, n-a ți-i rușine acum să te duci să-și ceri dreptul pe lucrurile tale? Nu, mă, rușine, dar nu în felul ăsta, nu știu ce să... În care fel? Dar ce ai făcut? Măi, omule, nu te supăra, îți vinzi casa, pentru ce? Ce plan ai? Ce te aduce? Cum? Și de unde știi tu, băiatul meu, când vând eu casa? Păi uite, iar îți anunțul! Ne vinzi casa, nu-ți vinzi casa, ne vinzi casa. Tu, stai puțin, casa asta, muncită, de el, cui ar rămâne? Copiilor lui. Și care sunt? Care, până acum, el n-a știut că are doi copii, da? A? Da? Eu și cu fratele meu, copiii lui. Păi da. Și tocmai! Tocmai, frate. Până la urmă, mama are dreptate. Un astfel de om nu merită absolut nimic. N-am să uit că am fost aruncați în stradă. Ovidiule, trezește-te, frate. Ovidiule, trezește-te, eu plec. Trezește-te. Unde vii te duci, mă? Vii cu mine? Unde te duci? Mergem la tata. Sau merg la tata. Dacă vrei să vii cu mine. Nu, îți dai seama că mergi. Mergi cu tine, nu te las singur. Hai. Haide. Așa, copiii mei, așa. Să vă cereți dreptul. Ajunge. Te bă la el, bă. Te bă la el. Ce mai vrea să facă? Și de data asta. Auzi, mă?
tata pleacă din țară și vinde totul. Și rămânem fără nimic. Trebuie să mergem de urgență și să vedem ce se întâmplă. Băi, mă, tot gândesc. Îți dai seama cât valorează casa aia? Da, mă, dar și la masă făceai tu, că te îmbogățești tu, că faci tu nu știu ce. Ce vei? Ce e mintea ta, Andrei? Că nu știu ce e mintea ta. Până la urmă, ce contează în viață dacă nu banii? Și de ce să ne facem ușor? Băi, eu țin cu dreptatea, da? Și nu, ceva nu miroase deloc a bine în toată povestea asta. Nu mai lasă dreptatea cu asta. Până la urmă, e dreptul nostru. Băi, stai mă încoa. Ce drept? Ok, bine, e tatăl nostru, dar nu în felul ăsta, măi, Andrei. Ți-am zis ceva, nu miroase deloc bine. Ascultă-mă bine, nu fi slab. Dacă o să simtă că e slab, nu se ne dă nimic și plecând de acolo cu coada între picioare. Fii atent. Merg pe mâna ta, dar doar că ești frate meu. Că dacă era altul, îl lăsam singur să intre în toată nebunia asta. O să merg pe mâna ta. Dar dacă ceva se întâmplă sau ceva nu merge bine, tu ți-asumi. Hai, hai. Ovidiu are rezerve în privința vizitei la tatăl său, spre deosebire de Andrei, care vrea să își ceară partea din casa pe care cândva o considera căminul lui. În același timp, dar în alt plan, îl regăsim pe Nicu, supărat că cele două săptămâni au trecut și încă nu și-a primit banii de la Sorin. De aceea bănuim că întâlnirea lui cu Olivia nu este una întâmplătoare. Bună ziua, bună ziua! Ce faceți, doamna Olivia? Bună ziua! Dar ne cunoaștem? Bă, am putea spune că ne cunoaștem, da. De unde? Eu nu cred. Știu că îmi pare rău, cred că mă confundați. Știu niște lucruri despre dumneavoastră, precum că ați lucrat pe la bancă. E adevărat? Da, dar de unde știți dumneavoastră unde lucrez eu? Păi, v-am spus că întâmplarea face că știu câteva lucruri despre dumneavoastră. Nu știu dacă dumneavoastră mă cunoașteți pe mine, nici n-are importanță. Păi, important tocmai, e că nu vă știu. Știu niște lucruri despre dumneavoastră și vreau să vă întreb, vă place locul ăsta de muncă, la bancă? E un loc bun de muncă? Da, îmi place, dar de ce mă întrebați astfel de detalii? Că nu înțeleg, eu nu vă cunosc pe dumneavoastră. Pur și simplu, curiozitate. O să aflați dumneavoastră, haideți să mergem. S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Nu, o să aflați. Păi, despre ce este vorba? Da, mă rog, nu știu. Mă gândeam că dacă ziceți că vă place și locul ăsta de muncă, puneți atâtea întrebări, de ce cumva mă face să umblu pe drumuri după dumneavoastră, să vă caut? De ce nu vreți să vă plătiți datoriile? Poftim, ce datorii? N-am înțeles. Vă spun eu imediat. Haideți, domnule, că nu știu despre ce datorie vorba. Stați așa un pic. Cum să vă las? N-am cum să vă las. Haideți să mergem. Lăsați-mă, domnule, că n-am nicio datorie de plătit la nimeni. Eu nu știu despre ce vorbiți. O să aflați dumneavoastră. Stați liniștită despre ce. Dar eu nu vă cunosc, îmi pare rău. Lăsați-mă. Păi că și n-ați vrea să ne cunoaștem, să ieșim la o cafea? Mulțumesc că am însoțit acasă și vreau să merg acasă. Păi asta e că te duc eu acasă, dacă vin eu că-ți arăt eu acum cum te duc acasă. Nu! Lăsați-mă, vă rog frumos! Termenul de plată a expirat, așa că sunt nevoit să trec la astfel de fapt. Doamne, dar ce emoție mi-a luat. Ce fac băieții mei? Bine. Ce, că știți că mă băgă... Nu-ți imagina că mi-era foarte dor de tine. Mă lași cu mâna întinsă? Nu te las cu mâna întinsă. Nu te las cu mâna întinsă. Ce faci? Bine, sănătos, ești voinic? Acum că vă văd pe voi, încep să revin și eu mai mult. Am venit și eu cu fratele meu la tine. Chiar am auzit că ai o casă de vânzare. Ce, mă? Și noi să ne luăm o casă și am auzit că ai una de vânzare. Și am vrea și noi să ne mutăm eu cu el într-o casă și am auzit că ai una de vânzare și am zis că poate facem o afacere. Ce zici, ne faci nouă ofertă? Așa, ofertă. Ca înainte să pleci în vacanțe, să te duci să te distrezi. Ca așa pentru niște cunoscuți ne face o ofertă? Tată? Voi ați venit să faceți mișto de mine sau... Nu, nici de cum. Nu. Ci să răspundem miștoului tău pe care l-am văzut pe internet. Miștoului meu? Deci da. Am înțeles greșit sosirea voastră aici. Destul de, da. Asta nu este casa voastră, iar eu m-am... Cum să vă spun ca să înțelegeți? Ia, găsește-ți cuvinte, dar pe românește, nu pe altă românește? Limba. Eu am plătit pensia alimentară lunar mamei voastre. Eu am venit să vă caut lunar, săptămânal, și mama voastră nu m-a lăsat să vă caut. Nota 1001. Nota casa 1001. De ce o vinzi? E treaba mea. Cum e adică problema treaba ta? Mea. Bine, nu mai trebuie să de ce o vinzi. Vrei și noi bani. Doar problema mea. Vrei și noi bani. Ne vin parte, v-am frate. Tot dat. V-am tot dat. V-am tot iar dat. Iar cine te sună? Poate a ajuns pizza la ușă. Mamă, ne-a luat mișto. Era mișto. Alo, da? Ajută-mă, am fost răpită! Olivia? Olivia? Olivia! Olivia! Ce-a venit rău acum? Am venit noi la el. Vezi că urcăm niște trepte acum? Lasă-mă,
ce nu treaba mai țipa, mie? Că iar îți dau la coaste, taci din gură. Ți-am zis, vezi că urcăm acum niște trepte, iau drumul, ușor. Eu nu știu despre ce... N-are nimic, hai că o să vezi tu despre ce vorba, ușor. Hai, ușor, nu mai cât mă chinui cu tine, hai. Haide! Haide! Hai! Dacă iar îți dau la coaste, nu mai mă supăra, hai, taci din gură. Taci că vezi tu acum, hai. Haide, hai că vezi tu. Mi-ai pus asta pe cap, nu voi nimic. Treci aici, vezi că stai jos într-un colț, hai. Stai jos. Stai jos, am zis. Așa. Să nu te miști de aici. Dacă scoți un sunet, te rup cu bătaie. Dar ce aveți cu mine? Ce-am făcut? Că n-am făcut nimic. Taci din gură, am zis. De data asta, sper că le-am creat panică maximă și aștept în orice moment ca Sorin să facă plata. Ce-ai, mă? Ce-ai, mă? Zi, mă, ce-ai? Ți-a venit rău că am venit noi, zi. Ți-a dus niște apă, adu-mi niște apă. Ți-e rău, tată, ce-i? Hai să vedem ce zice. Ce ai, mă, omule? Dă niște apă. Dă niște apă. Dă-mă niște apă. Ia-mă niște apă. Ia niște apă de acolo. Ia-mă apă. Ia apă. Ia-mă apă. Ia apă. Cred că am exagerat și am fost prea dur cu tata. Am venit la Ciugulit și l-am găsit pe tata într-o stare deplorabilă. Sincer, mi-e și rușine de ce am vrut să facem. Cine era la telefon, zine? Zici cine era la telefon. Măi, omule, revino-ți! Ce ai? Ce s-a întâmplat, zine? Nu știu ce să fac. Deci nu știu ce fac. Îmi vine să mă omor. Cum să te omori? Băi, vorbește! Ce-ai pățit? Îmi vine să-mi iau... să-mi pun ștreamul de gât. De ce? Măi, tată, ce-ai pățit? Ce ai? Am avut un accident zilele trecute și... Accident de ce? Un accident de circulație și... Ești bine? Ce, te doare ceva? Am dat peste un mafiot care... mi-a cerut bani. Ce mafiot? Băi! Mi-a cerut ce bani și n-am Andrei! Omut. Ca să știți și voi despre ce e vorba, de ce vând casa... Mi-a cerut bani, n-am din ce să plătesc și trebuie să vând casa ca să-i dau lui ăla banii, ca să nu se ajungă... Și mi-a răpit femeia, mi-a răpit-o pe ovi. Ce? Acum s-a făcut lumină în mintea mea, m-am prins instant de planul mamei și al lui Nicu. Ce, mă, mafiot ți-a răpit? Ai auzit? Olivia a răpit, mafiot, ți-ar de glume, trăim în filme. Am față de glumeț. Tata, uite la mine, sincer. Tata, am uite față la mine. De glumeț. E adevărat? Tata, te rog, suntem copiii tăi, spune, e adevărat? Uite la noi și spune, e adevărat? Este foarte adevărat ce vă spun. Chiar nu mi-arde de glume în momentul de față și ați auzit și voi. Am un coleg, ce să fac. Un coleg e... Tatălui e procuror, poate ne ajute. Normal, mi s-a făcut milă de el, dar mi-a plăcut reacția lui Andrei. Sper că tatălui Dragoșe ne poate ajuta. Hai că te ajutăm, tată. Lasă că facem noi cum. Dragoșe, fii atentă, am o problemă. Tata are o problemă, i-a fost răpită soția și nu știu, nu știu la cine să apelez. Poți să mă ajuți? Poți să mă ajuți să vorbești cu taicătul? Bine. Hai, aștept să mă suni. Și o să mă sun. Pa. Ce a zis, mă? O să ne ajute. Revine locul. Te sună el? Mă sună el. Tata, o să fie bine. O să fie bine. Nu o să fie bine deloc. Acum că am înțeles situația, cred că o să fie bine. O să fie bine deloc. Eu știu la cine am apelat și sigur o să ne ajute. Cine a răpit-o pe Olivia o să plătească.